Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă întâlnire de afaceri. Discutăm astăzi despre modalitățile de a atrage cât mai mulți investitori la Iași, dar și în întreaga zonă a Moldovei și despre modalitățile pe care îi putem ajuta pe antreprenorii mici sau mari, cei care sunt la început de drum sau cei care au afaceri deja bine consolidate. Cu Dorin Cristea, antreprenor ieșean, vom discuta despre asta astăzi. Bună ziua, bine ați revenit la noi, domnule Cristea. Bună ziua, bine v-am găsit. Dumneavoastră mergeți săptămânal la un club de business, un club de networking, în care întâlniți foarte mulți antreprenori care sunt fix la început de drum. Cum îi percepeți dumneavoastră pe aceștia? În primul rând, care ar fi fost motivul pentru mine? Eu lucrez, noi facem software pentru cei de afară. Deci nu avem nicio treabă cu mediul de business din Iași. Dar cu toate astea, am simțit nevoia să mă conectez și eu cu businessul local. Motiv pentru care mă duc la acest club și plec foarte optimist de acolo. Avem în fiecare joi dimineața câteva ore, pentru că văd, am cunoscut acești oameni și zic eu că e pe mâini bune viitorul antreprenorial al, cel puțin al Iașului. Sunt firme mici, câteva mijlocii, dar asta e de apreciat, sunt oameni așa cum ne-am dorit tot să fie. Adică? Și sunt oameni care muncesc, gândesc în termen de corectitudine, nu visează niciunul să dea un tun, nu au treabă cu statul, sunt cu adevărat sectorul privat care până la urmă e cel care ține România. Îmi imaginez că au și câteva frustrări legate de mediul în care funcționează economia în România, felul în care sunt tratați de către stat, această degringoladă totală care este la noi în țară, faptul că nu există pe termen lung o strategie. Lucrurile au mediul economic din totdeauna în România nu a fost prietenos, dar parcă ce se întâmplă acum, parcă n-am mai văzut niciodată. În sensul că toți incompetenții au ajuns să conducă. Și ce vreți, cel mai bun exemplu, șeful de la PSD, uitați-vă la primul ministru și toți miniștrii, în general, că nici măcar nu știu limba română. Sau primul ministru care a fost 9 ani la Bruxelles, și habar nu are de protocoale, nu știe cum să se comporte. Deci ne face de râs, noi râdem că ce o să facem până la urmă, doar nu o să plângem. Dar așa un mediu nu mi-aș fi putut închipui că poate fi. Cu toate astea, atâta timp cât există libertate economică, până la urmă știți că vom învinge toți incompetenții ăștia. Nu că sper, știu sigur că vom scăpa la un moment dat. Și de ce asta? Noile generații, să știți, să gândesc în direcția liberală a libertăților economice. Și cu vremea, pe măsură ce vor dispărea aceste generații, se va mai schimba puțin atmosfera. Cum credeți că pot fi sprijinite micile inițiative antreprenoriale din zonă? Nu mă refer neapărat la Iași, la întreaga zona a Moldovei, o zonă care este cumva vitregită. Întrebarea este cine? Din partea guvernului, autorităților, nu așteptăm. Știți cum ne dorim mai degrabă să ne lasem în pace, dacă se poate, dar nici măcar asta nu vor să facă. Și am să vă spun ce au de gând acum. Nu vorbim de pilonul 2 de pensii, vorbim de faptul că vor să reintroducă taxe pe firmă. Până nu, le-au mutat după Marea Revoluție, au mutat toate taxele pe om. Deci din brut... Taxele cu bunca. Da. Acum deja se gândește să reintroducă și taxele pe care le plătește firma. Deci, de fapt, o șmecherie prin care ei, de fapt, în final să încaseze cât mai mult. Și așa România are taxe mici cumva ca impozit pe profit, dar nu atât de mici precum Ungaria, Polonia, Bulgaria, dar pe muncă are una din cele mai mari taxe. În aceste condiții, aceste mici afaceri, care sunt multe dintre ele la început de drum, cum fac să supraviețuiască? Știți cum se strecoară, dar problema este, ei fac, își fac un model de business și într-un an, dacă vine o criză, jumătate din ele pică.
pentru că sunt toate, întotdeauna noile firme sunt la limită și dacă ceva se schimbă în rău, imediat și ne așteptăm într-un an să avem o criză. Ce pot să facă? Să nu se lase, să meargă mai departe. Oricum, activitatea asta antreprenorială este făcută numai de oameni care simt impulsul ăsta. Nu face nimeni din obligații. Și în fond, nu toată lumea trebuie să fie patron de firmă. Cei care nu vor pot să fie angajați, dar ne dorim să existe cât mai multe firme private. Revin la întrebarea de la începutul emisiunii, pentru că simt că nu mi-ați răspuns la ea în proporție de 100%. Cum sunt acești tineri antreprenori? Ce îi diferențează de ceilalți care nu vor neapărat să facă afaceri? Ce au ei în plus? Sunt oameni care simt nevoia să facă. Deci, vă spun, nu... N-aș îndrăzni să spun că ne naștem sau nu, dar sunt oameni care pur și simplu nu vor să aibă program fix, nu vor să aibă șefi, au o idee și mai departe o pun sau nu în aplicare. Dintre cei care simt impulsul ăsta antreprenorial, nu toți sunt și buni. De aceea, eu știu, unul din 10 rezistă mai departe. Sunt care au încercat, s-au lămurit că nu e așa de simplu sau nu e pentru ei așa ceva și s-au dus și au angajat. Nevoia, impulsul, altceva, din obligații nu face nimeni. Știți povestea aia că oamenii au fost dați afară, li s-au dat nu știu câte salarii compensatorii și li se spunea, faceți-vă firme. Unul din 100, cam așa își va face. Restul vor părădui banii și vor căuta din nou să angajeze. Statutul acesta de antreprenor este văzut de foarte multe ori sau antreprenorul este văzut ca o persoană, cum spuneați dumneavoastră, care nu are program fix, care nu are foarte multe obligații, care are o grămadă de bani cu care își permite să facă foarte multe lucruri. Pot să fie și acestea, dar mai sunt și niște obligații pe care antreprenorul le are, nu? Și pe care ceilalți le simt pentru zi de zi. Pentru cine nu știe, în primul rând, imaginea antreprenorului, de obicei se spune patron, este nu tocmai bună. Toți au impresia că oamenii ăștia au bani, nu fac nimic toată ziua și eventual umblă cu biciu printre angajați și îi bat ca să muncească mai mult. Asta nu este deloc adevărat. Oamenii ăștia își asumă o răspundere și lumea nu știe ce stres este când vine data de plătit taxele, când vine ziua de salarii. Este cel mai mare stres. Când omul se uită că ar fi trebuit să încaseze bani de la un client și nu încasează și umblă așa ca disperat, nu știe ce să mai facă, că dacă întârzi și cum acum avem lipsă de oameni, oamenii aia pleacă în alte părți, e un stres pe care și-l poate asuma numai cine simte nevoia. Pe de altă parte, trebuie să-i dăm și angajatului, cei angajatului, când vine data de plată a salariului, angajatul își dorește să-și vadă banii în cont, fără să le intereseze foarte mult, sau mă rog, pe o bună parte dintre acești angajați, fără să intereseze de unde scoate acest antreprenor sau patron, cum spuneți dumneavoastră, banii. Au fost situații, știu firme în care vreau să angajeze, secretară. Un exemplu foarte simplu. Și aveau niște pretenții la bani de pur și simplu nu se justificau. Și când întrebam, dar tu produci de banii ăștia? Și răspunsul era, asta este problema firmei. Deci oamenii, la noi e cam o dihotomie, așa, o împărțire. Aia-s de o parte, ceilalți de cealaltă parte. Într-adevăr, omul, dacă e angajat, nu trebuie să fie grija lui. Dar, pe de altă parte, trebuie să înțeleagă că dacă el nu produce, toată firma aia n-are de unde să facă acei bani, ca să-i dea și lui salariile și încă o dată cât banii aia să mai ducă și la stat. Da, de unde vine prăpastea asta? Pentru că ea se adâncește din ce în ce mai mult între cei care vor să se angajeze și cei care vor să angajeze. Noi avem așa un fel de capitalist de vreo 30 de ani, da? Nici măcar atâta. Nu există o cultură. La noi, în continuare, patronul este un ticălos, și restul, bieții oameni, ăla sunt cinstiți. Nu există o colaborare și o înțelegere că acel om, până la urmă, nu știu cât muncește pentru el, cât de cel mai multe ori muncește pentru ceilalți.
Și sunt niște ani, trebuie să mai treacă niște decade până când lumea se înțelege, în care să fim în continuare în capitalism, nu-mi trezim iar cu rușii pe cap, și lumea să înțeleagă că o societate și că mersul economiei și standardul de viață este dat de sectorul privat și de acești patroni pe care toată lumea nu-i apreciază. Unii dintre ei sunt de neapreciat categoric, sunt și foarte mulți antreprenori, nu le-aș mai spune patroni, antreprenori care muncesc foarte mult, cot la cot, cu oamenii din echipa lor. Ca să nu mai fie văzut antreprenorul ca acel vampir de energie și de timp, evident, ambele ale angajaților, de unde ar trebui să plece o strategie? Ar fi benefică, oportună, sau fiecare ar trebui să-și vadă de drumul lui și la un moment dat să se intersecteze, să înceapă să scadă această prăpastie? Nu poate să existe o strategie. În primul rând, uitați-vă, atitudinea statului față de oamenii ăștia este cea care este. Oamenilor le se spune că sunt exploatați. Deci exact discursul ăla din vremea comuniștilor cu multinaționale care vin și ne exploatează și care iau bogățiile și le duc, când dacă stăm și ne uităm, de fapt, cele mai mari hoții le fac tot ai noștri. Nu poate exista o strategie, ci pur și simplu trebuie să treacă niște ani, oricum dintre antreprenori să cern. Rămân cei care sunt buni și zicem la prima generație poate nu se pricep, vin după aia copiilor care s-ar putea să se priceapă dacă nu cumva n-au crescut așa în puf și au impresia că banii vin singuri. Și cred eu cam la a treia generație încep să aibă comportament de oameni responsabili. Îmi amintesc mereu de o poveste prin perioada interbelică undeva la americani, un Rothschild, deci familii din astea foarte bogate. Tatăl și-a trimis băiatul la Carnegie Mellon, știu eu, Stanford, facultăți din astea prestigioase, și îi spunea așa, din banii pe care ai, atâta pentru, eu știu ce consumă, atâta pentru școală, atâta, și de aici 10% îi răspunderea ta să ajuți oameni, nu neapărat săraci, să ajuți pentru că tu ești om cu bani și ai și o răspundere socială. Și nu o faci ca să arăți că o faci, ci pentru simplu fapt că având pe mână foarte multe resurse, ești obligat să ai grijă și de alții. Ori pentru asta cam trebuie niște generații să treacă. Care este diferența dintre antreprenorii aceștia pe care îi vedeți dumneavoastră la cele întâlniri săptămânale și cei care au început să facă afaceri în timpul anilor, la începutul anilor 90, imediat după Revoluție? Acum să ne amintim, prin anii 90 și era un fel de junglă, așa, un vestul sălbatic. Nu erau reguli, nu era... Asta nu înseamnă că toți de pe vremea aia nu aveau comportament capitalist. Dar mulți s-au învățat, lasă că merge și fără taxi, merge la negru, merge, ne învârtim, le rezolvăm. Oamenii ăștia, odată ce au apucat să lucreze în felul ăsta, nu cred că mai pot fi îndreptați în vreun fel. Pur și simplu ei vor dispărea de pe piață. Cei de la clubul ăsta de care spun eu sunt majoritatea tineri, 30-40 de ani, și e clar, n-au prins acele vremuri și gândesc foarte... N-au fost infectați? Da, da, nu. Și gândesc, învață, citesc foarte mult, e clar, foarte bine ce înseamnă clienți, marketing, segment de piață, și orice lucru nou le se pare că îi ajută și imediat să gândesc cum pot să aplic și eu la mine în firmă chestia asta. Eu mă uit, mă rog, eu am trecut prin toate fazele astea și mă uit așa, ei fac ceea ce trebuie făcut, logic, fără ca să aibă consultanți. Deci oamenii merg instinctiv și din ceea ce învață pe direcția bună. Sunt cu tot o altă generație față de generația celor din 90. Imaginez că au și echipe destul de mici în subordine. Da, au 1, 2, 3 angajați și vorbesc aici de firmă Coafor, firmă care vinde tot felul de obiecte pentru bebeluși, firmă de transport, chiar și firme de IT, dar mai micuțe. Oamenii ăștia
se străduiesc și muncesc. Și apropo de asta, eu mi-am zis întotdeauna că sunt un leneș organizat și de-aia mi-am făcut firmă, dar muncesc mai mult decât aș fi fost angajat, că am răspunderea. Mereu mă gândesc ce am de făcut în continuare ca lucrurile să meargă. Deci, cine se bagă în așa ceva, trebuie să știe că e mai comod să fii angajat decât să ai în propriile mâini totala răspunderea ta, a familiei și a celor oameni care lucrează acolo. Ne reîntoarcem puțin și la discuția asta, la prăpastia dintre angajator și angajat. Există două părți. Angajatorul care se plânge de faptul că nu găsește pe piață oameni suficient de bine pregătiți pentru posturile pe care le are disponibile și angajatul care, sau potențialul angajat care spune că nu merge în acea direcție pentru că cel care vrea să-l angajeze nu îl plătește suficient de bine pentru experiența și pentru beneficiile pe care ar putea să le aducă acelei companii. Acum, fiind vorba între noi și nu știm decât noi și telespectatorii. Cei care se uită la noi, să știți că majoritatea habar nu au de nimic. Deci au pretenții, dar nu știu nimic să facă. Dar lăsăm la o parte chestia asta. Fiind Europa liberă și un spațiu ăsta de 500 de milioane de oameni deschis, oamenii s-au dus să muncească unde se câștigă mai bine. Și la noi au rămas cei care nu au vrut să ducă sau care s-au dus, s-au lămurit. La noi, într-adevăr, nu avem oameni. Și nu vorbim de IT, că noi ne-am obișnuit de vreo 10 ani, ne-am obișnuit cu lipsa de oameni. Vorbim de firme obișnuite, instalații, nu vorbesc în construcții. Nu se mai găsesc oameni. Ce or să facă? Nu știm. Dar pe măsură ce o să crească standardul în România, să știți că foarte mulți din Italia, Spania se vor întoarce. Foarte mulți, fiindcă ei nu s-au dus să rămână acolo. Da, copiii lor vor rămâne, dar ei se întorc aici. Foarte mulți știți cum gândesc, domnule, iau o pensie de nu știu câte sute de euro din Italia și, într-adevăr, trăiește mult mai bine cu banii în România decât acolo unde nu sunt toate chiar așa roz, cum cred mulți. Asta crede doar cel care nu a fost plecat niciodată în străinătate, să vadă și cum se muncește acolo și cum se trăiește acolo și obligațiile pe care le ai pentru acel salariu pe care îl primești, da, nu? Da. Eu zic așa, de fiecare dată când plec, după ce când mă întorc, zic, în România se trăiește bine, foarte bine se trăiește. Numai cine nu vrea să muncească, ăla nu are, sunt destui și din ăștia, dar își asumă. Acum, câțiva dintre cei, sau mulți, sau nu știu, o parte dintre cei care se uită la noi vor spune, ia uite-l și pe domnul Cristea, el este antreprenor, acel patron care are resurse pe mână, normal că trăiește bine, dar eu, care muncesc pe salariul minim pe economie, nu am cum să trăiesc bine în această țară. Ce le spunem? Vor să câștige mai bine, să pună mâna, să facă niște cursuri, să citească și să învețe să facă ceva. Că dacă ei știu numai să... Nici cu lopata mulți nu știu să dea. Ce se așteaptă? Să fie plătiți? Toți vor posturi de directori? Păi, ca să lucreze un om totuși într-o firmă de instalații, spunem din asta, de țevi, de astea, de apă. Trebuie să știi să pune chestiile alea. Eu le-am învățat și pe astea, că, mă rog, am fost nevoit că n-am găsit meseriaș, dar trebuie să învețe să le facă și să le facă cum trebuie. Nu mai vorbim de instalații electrice, pe acolo el trebuie să fie certificat ca să fie electrician, să aibă voie să pună mâna. Dar cât îi? Sunt niște cursuri de câteva luni, multe dintre ele sunt plătite de AJOFM, de tot felul instituții de astea pentru recalificare, care vrea și poate găsi, dar dacă ei stau, așteaptă și ce-și închipui că o să vină cineva să le dea, nu, oameni buni, nu vă faceți, nu aveți. Deci, calificați-vă și atunci puteți avea pretenția să fiți plătiți mai bine. Pe de altă parte, sunt patroni, deci din aia despre care tot zicem noi că poate or să mai împuțineze, că dispărut nu or să dispar niciodată, care ei atâta știu, salariul minim pe economie, ei ar găsi oameni dacă i-ar plăti ceva mai bine, dar pentru asta ei ar trebui să se ocupe ceva mai serios de firma aia, ei ar trebui să aibă o imagine bună de oameni serioși ca să-și poată găsi clienți și care plătesc la timp, ori dacă ei au intrat așa în spirala asta, așa a neseriozității,
va fi cam greu. Adică eu îi sfătuiesc pe oameni, căutați firmele serioase, calificați-vă, de multe ori firmele vor să-i califice și veți câștiga mai bine. Haideți să spunem, dacă pot să trag o concluzie eu, că adevărul este undeva la mijloc, că sunt și potențiale angajații care nu vor să depună un minim efort pentru a se perfecționa și pentru a câștiga, pentru a obține un loc de muncă mai bun, dar sunt și angajatori care chiar nu vor să plătească oamenii un pic mai mult. N-aș spune că e chiar la mijloc. Sunt mai mulți care nu vor să învețe nimic și nu știu nimic, dar vor să fie plătiți bine decât patroni ticăloși. La dumneavoastră, când vin oamenii la un interviu, ce competențe crede că au și ce competențe de fapt căutați dumneavoastră? Să știți, și ce... vorbim de capitalism modern. Nu vin. Îi rugăm noi să vină. Că așa. Nu vin. Cel puțin în IT este cumplit. Nu mai există să postează, avem nevoie de cutare joburi și oamenii vin. Nu, trebuie căutați, discutat cu ei, explicat și ei nu mai vin neapărat pentru un salariu mai mare, că ele cam la toate firmele sunt cam aceleași. Vin mai degrabă de renumele firmei, atmosfera și tipul de proiect pe care vor lucra. Și, de exemplu, vă spuneam că tocmai am fost în Japonia și vom începe acum în iunie. S-ar putea întâmpla, dacă când o să avem nevoie de oameni, să spunem, veți lucra cu japonezii. Și s-ar putea chestia asta să-i atragă, pentru că e altă lume, e interesant, pe ce proiecte deocamdată nu... O să vedem. Dumneavoastră lucrați în domeniul IT, un domeniu care merge bine, cel puțin bine în Iași, nu? Unii spun că merge chiar foarte bine. Foarte bine. Și că asta ne ridică, nu? Ne pune pe aceeași linie cu Clujul, cu Bucureștiul, aproape. Ne dorim să fim și mai buni decât ei. Și în acest domeniu lucrurile sunt un picuț altfel. Da, exact cum este o altă lume. Acolo deja cei care sunt în căutarea unui job sau care vor să-și schimbe jobul, într-adevăr, nu se mai duc neapărat după bani, ci se duc caut acele alte beneficii pe care firma îi le poate oferi. Ce contează cel mai mult din ce ați observat dumneavoastră, primele trei lucruri după salariu pentru un angajat în acest domeniu? Spre deosebire de generațiile trecute care vreau bani cât mai mulți, vreau să-și cumpere mașină, casă, generațiile de acum nu-și mai doresc posesiuni. Nu mai vor mașină, au observat că se poate deplasa și cu autobuz, și cu bicicletă, cu orice altceva. Că asta i-ar obliga, îi leagă de firmă, că după aia vor avea credite, case, mulți dintre ei încep să prefere să închirieze, începe să-i atragă stilul de viață. Oamenii ăștia sunt concentrați mai mult pe felul în care trăiesc și mai puțin ce au. Altfel spus, se orientează spre experiențe și nu spre posesiuni, spre averi. Asta ce înseamnă? Înseamnă că sunt foarte dinamici, oricând pot pleca, vin alții, oricând se pot reloca, deci pentru ei nu mai este o problemă. Eu n-aș pleca din Iași, nu aș pleca, mie îmi place aici. Ei nu mai sunt neapărat legați de un loc și se observă tendința asta tot mai mult. Și asta e în toată Europa, de fapt, cred că în toată lumea vestică, occidentală. În schimb, mulți dintre ei au înțeles că trebuie să fie buni în ce fac. Și ceea ce fac acum nu înseamnă că peste 5 ani voi mai face același lucru. Aici este de fapt secretul, nu? Că nu se mai întâmplă cum se întâmpla în urmă cu 30 de ani, când cineva se angaja și rămânea pe același post, sau mă rog, în aceeași companie, poate nu chiar pe același post, toată viața până când ieșea la pensie. Acum lucrurile se schimbă cu o viteză fantastică. Și trebuie să fim pregătiți și să investim în noi în continuu, că am avut multe ediții ale acestei emisiuni pe această temă, pe învățământul, pe felul în care îi pregătim pe acești tineri și îi trimitem pe piața muncii, nu neapărat cu să înțeleagă că nu este suficient doar să învețe 3 ani un lucru, ci să fie pregătit ca după alți 3 ani să trebuiască să învețe un alt lucru. Pentru mine era îngrozitor. Eu am terminat facultatea înainte de 89, am făcut calculatoare
Și mă gândeam, îmi era groază că toată viața îmi era clar organizată, urma să fiu inginer într-o fabrică, să mă duc, nu știu ce să fac eu pe acolo. Și slavă Domnului că a venit revoluția asta și s-a schimbat. Eu mă bucur de schimbările astea. Omul face o facultate, nu înseamnă că toată viața va avea acea meserie. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Ne-am reîntors, sunt cu Dorin Cristea, antreprenor ieșean. Discutăm despre felul în care pot fi atrași investitorii la ea și cum pot fi încurajați antreprenorii locali, că sunt mici sau mari aceștia. Ne-am concentrat pe prima parte a emisiunii mai mult asupra angajaților. Aș vrea ca în această parte să ne respectăm promisiunea față de telespectatorii noștri și să vorbim și despre felul în care pot fi aduși investitorii la ea și în zona Moldovei și ce le poate oferi această zonă acestora. Să spunem că ar exista două componente. Una la nivel de autorități. Teoretic, autoritățile ar trebui să încurajeze și la nivel oficial să caute prin diverse măsuri să atragă investitori. Dar nu mai să-i atragă, să facă cunoscut, să aibă întâlniri, cum sunt ăștia la București, că de obicei toți mari vin la București și de acolo să-i mai orienteze, nu numai spre Ilfov, Transilvania, să-i orienteze cumva uniform în toată România, în funcție de tipul de afaceri, după cum au și respectivii nevoie. Noi ne-am cam lămurit cu ce înseamnă activitățile astea ale administrației. Nu fac nimic și dacă fac ceva, o fac numai că îi interesează. Atât. Avantaje personale și știm ce înseamnă asta. Rămâne sectorul privat. La sectorul privat fiecare antreprenorii ăștia pe care toată lumea îi blamează, cam ăștia sunt cei care pot să aducă. Mai există și organizații care fac lobby pentru genul ăsta de afaceri și vorbim de Fab Lab, deci genul ăsta de organizații care atrag și care fac cunoscut Iașul, nu? Au făcut harta de la revista PIN Magazine, au făcut harta firmelor de IT, dar pe harta aia de ce nu s-ar putea pune și alte tipuri de firme. Există foarte mult, noi nu le vedem pentru că acum sunt mici, nu mai există o zonă industrială. Toate sunt mici, distribuite, nu sunt neapărat numai în Iași, dar în principal tot inițiativa personală. Cam asta e, cred că, singura care poate să atragă investitori. Când vine un investitor de afară, să ne gândim la industria auto, sunt toate firmele astea mari, unde au făcut? Au pe la Craiova, Pitești și fiindcă aveau pe lângă o fabrică de automobile, de fapt este o fabrică de asamblare. Ei mari lucru nu produc acolo, ci doar pun la loc toate piesele care sunt produse de alte firme. Și unde au făcut asemenea firme? Vorbim de nemți, de francezi, Sebeș, Sibiu, Brașov, după care s-au terminat, că nu prea au. S-au terminat oamenii, nu mai au pe cine să angajeze. Acum ei ar trebui să vină încoace. Păi și când vin, avem, că avem în Iași o firmă care a făcut o mișcare foarte bună, Delphia, cu câțiva ani. Faptul că mai zic câte un nume nu înseamnă neapărat că le fac reclamă, că doar ăștia nu vând sucuri și fac tot felul de injectoare, carburatoare, alte povești. Genul ăsta de firme, la un moment dat, vin nu neapărat singure, dar se duc ele la primar, la onorat mari conducători de la Consiliul Județean și acolo, dacă nu sunt primiți bine, pur și simplu pleacă. De-aia multe din investiții s-au dus la Cluj, s-au dus prin alte părți, oamenii s-o leacă, au găsit mai multă deschidere. S-o leacă mai luminați față de negurații ăștia de la noi, cel puțin. Și la CJ și la primărie. E cumplit. Dar dacă nu reușesc autoritățile locale
să aducă investitori. Antreprenorul cum ar reuși să aducă pe cineva să investească în această cei zonă? Cei mari când vin au nevoie de terenuri mai mari. Ori astea de obicei nu se găsesc, ar putea să cumpere, dar nu prea sunt. Au nevoie apoi de utilități, deci cumva au nevoie de sprijinul oficial. Cei mai mici își găsesc, n-au nevoie. Își găsesc, eu știu, poate o firmă locală pe care o cumpără sau o firmă cu care pot colabora. Cam astea sunt metodele, nu există altele. Se poate spune că dumneavoastră, prin relația de business pe care o aveți cu o firmă din Japonia, ați adus un investitor la Iași? Nu, n-am adus un investitor, că noi vom lucra pentru ei. În schimb, acolo am intrare în foarte multe locuri. Acum, fiind lucrând cu japonezii, suntem văzuți cumva ca de-ai lor, că suntem verificați. Am acces în foarte multe medii. Și eu am mai spus, noi am putea să facem autostrada apelând la un fond de investiții. Există în Japonia un fond mare, uriaș, și fond de investiții, deci în care banii sunt puși numai de Japonia și de America și care fac proiecte de infrastructură în toată lumea. Și pentru ei câteva miliarde ca să facă o autostradă nu înseamnă nimic. Au vrut prin 90 și ceva să facă în România trenurile alea care le tot vedem pe la japonești. Trenuri rapide. Da. Și vă dați seama că nu a fost, nu s-a putut deranja tot furnicarul ăla de la CFR, unde fiecare câștiga câte ceva. Cred că și acum dacă ar încerca, tot ar fi foarte greu, că s-ar opune toți. Dar pentru autostradă, dacă ar exista la nivel de regiune din Nord-Est o entitate capabilă să vorbească cu ei, ar putea face un împrumut, iar ei mai departe vin și fac tot cu oamenii noștri, că doar nu o să aducă de prin alte țări. Și în 2 ani ar putea fi gata așa o autostradă. Pare complicat ce spuneți dumneavoastră, pentru că autostrada, în primul rând, este doar pentru regiunea de nord-est. Ea se duce și înspre Târgu Mureș. Ar trebui totuși să avem acordul celor de la București pentru asta, adică ei să vorbească cu... Noi, dacă vrem să facem autostradă cu Ardealul, de ce ar trebui? Nu, trebuie niște aprobări din mediu. Eu vă spun clar, cu bani de la București nu vom face în veacul vecior nici autostradă. Eu nu știu, oamenii... Sunteți extrem de pesimist. Sunt unii care totuși... Nu vor da, pentru că nu le ajung lor acolo în zona aia. Uitați-vă pe hartă și o să vedeți, ei era obligatoriu să existe linia asta care vine de pe la Oradea și se duce București și pe aia pleacă mai departe spre Bulgaria. Ei numai bucățele. N-au făcut nimic, lor nu le ajung banii pentru asta. Sunt mai dea și nouă care... Nu, oricum, nu? Moldova votează cu partidul biruitor. Nu vor da niciodată, vă spun sigur. Și se vede asta și din felul în care au fost primiți în București. Deci vine dita mai coloana de mașini și lor se interzice să ajungă în Piața Victoriei. Este bătaie de joc. Deci noi să nu mai așteptăm de la ei. Ori ne ducem cu topoare și cu furci, să luăm modelul, să cumpărăm licența de la satul ăla flămâns din Botoșan, nu? Ori ne căutăm alte direcții care să finanțăm, cu ăștia nou. Cum facem să catalizăm toată zona de nord-est pe acest mare proiect? Pentru că și aici înțeleg că există totuși niște divergențe. Oamenii nu se pun de acord, nu reușesc să înțeleagă unde este mai bine să se facă această autostradă și care sunt beneficiile ei. Pentru... Dacă vine spre Iași, cei de la Bacău spun că nu e ok, pentru că ar trebui să treacă pe la ei. Noi suntem și noi orgolioși și spunem nu, ar trebui să vină la Iași, că noi suntem fruncea sau fruntea. Nu, există o logică în toată povestea asta. În primul rând, cei din Bucovina, bineînțeles, ei trag să fie București-Bucovina, Suceava, ca apoi după aia să se ducă spre Polonia. Pe vremuri exista un asemenea drum. Dar Moldova, înainte de a se uni în secolul XIX cu Muntenia, avea drumuri pe toate direcțiile. Bun, nu era autostrăzi, dar prin asta Moldova era bogată, era mai bogată decât Muntenia. Are o logică. Noi legăm Moldova de Ardeal ca după aia să legăm și Basarabia de Iași și de Ardeal și de restul Europei. Suceava, cât are după aia de parcurs sau Bacău? Ei chiar vor să treacă prin fața casei lor autostrada. Și de ce nu se întâmplă asta?
Ar trebui să existe o minte luminată în regiunea asta, Moldova, și în Iași, fiindcă Iașul totuși este pol de dezvoltare și cel mai puternic oraș, și care de aici să fie o persoană, o personalitate care să fie recunoscută de toți și să nu se trezească un fost Hrebenciuc de prin Bacău, un mare flutur de pe la Suceava, care toți vor să aibă, nu știu, cred că și astropor de ăsta de pe care pleacă rachete spațiale, toată lumea vrea și aeroport și autostradă. Nu, nu vrem în Iași, fiindcă suntem noi mai șmecheri, să zicem. Vrem în Iași, fiindcă Iașul este pol de dezvoltare, este totuși cel mai bogat din toată Moldova și poate pune în legătură în continuare și Basarabia, care mai devreme sau mai târziu tot se va uni cu România. Și asta înseamnă că ar trebui ca toți politicienii, indiferent de ce culoare politică au, să cadă de acord odată pentru totdeauna, să se unească și să și strige nemulțumirile către cei din București. Așa ar trebui, dar uitați-vă la ei ce proastă calitate au politicienii. Și când spun asta, vorbiți de toate partidele. De toate. Într-o vreme eram eu indignat așa când spunea lumea că toate sunt la fel. Acum pot să spun, sunt la fel. Și eu sunt membru la Liberali. Sunt toți la fel. Au reușit incompetenții să pună mâna și pe administrații și pe partide. Nu se va întâmpla. Deci ori apare o personalitate, dar când zic personalitate, nu mă gândesc la un genul de dictator, ci un om care să fie recunoscut de către toți și care să aibă talentul ăla, să fie un bun negociator. Deocamdată nu e. Și nici nu va fi loc. Cei care ar fi așa n-au nicio șansă să răzbată. Uitați-vă când așteptați acel om care ne va salva, uitați-vă la care e oferta. Niciunul, măcar spune, uite, domnule, ăla parcă s-ar potrivi. Nu găsim un singur om în toată zona Moldovei. Dar nu îl găsim, se autoselectează și aia care scalumea lumea pleacă de acolo. E o tragedie și aici. Pentru asta ar trebui să existe. Totuși lumea să recunoască că Iașul este centru, chit că le convine, nu le convine, că-s băcăoani, că-s suceveni, și să începem să facem. Dar n-are cine. Pe lângă minusuri, totuși această zona Moldovei are și niște plusuri, cu orfiile puține, pentru investitori. Haideți să le identificăm, aceste plusuri. O populație ceva mai numeroasă. E adevărat că mulți au plecat, dar totuși, în continuare, Moldova are mulți oameni. Ceea ce înseamnă că poate fi bun ca rezervor pentru cei care ar lucra. Iașul, care polarizează toată inteligența Moldovei. Faptul că există toate facultățile astea, jumătăți de facultăți și prin orașele alte, nu o prea ajută. Trebuia Iașul să rămână, fiindcă totuși Iașul e cel mai puternic. Deci are inteligență, Moldova are oameni care ar putea să învețe și să devină competitivi, nu avem drumuri, nu avem autostradă, cam atât. Dar noroc că avem aeroportul ăsta și vedeți că suntem nevoiți să ne dezvoltăm pe înaltă tehnologie. Deci chestii mici și de valoare mare. Nu avem cum să producem camioane, eu știu, industrie grea, că ne costă foarte mult să le transportăm. Poate că până la urmă e mai bine. Dar mereu se pune întrebarea, și ce fac oamenii aia care nu se pricep la așa ceva? Păi nu știu ce o să fac, văd că-s plecați deocamdată. N-aveam atât de mulți. Dar ce facem cu acei oameni? Că nu cu toții pot lucra în domeniul IT. Păi să se uite când mai votează și să nu mai voteze incompetenții ăștia care ne conduc acum, așa fel încât să avem un climat economic bun, să dezvolte tot felul de firme. Și o firmă care spală covoare, și o firmă care spală mașini, o firmă care produce pavele, coafor, servicii, orice. Și nu mai spun, s-ar putea dezvolta firme care produc componente din astea pentru mașini, tot felul de chestiuni care nu sunt neapărat o înaltă tehnologie, dar care firme de 10-20 de oameni și care produc un anumit tip de piese. Ei, pentru alea nu trebuie să fie toți super mecanici. Până la urmă sunt niște mașinării care merg aproape singure. Construcții, deocamdată, e nevoie. Peste vreun an s-ar putea să nu mai fie.
că sigur o să fie o criză în zona asta. Asta vreau să zic, să dezvoltăm economia încât să dezvolte și alte firme. Am mai discutat în cadrul acestei ediții despre această criză economică. Am auzit mulți antreprenori care se pregătesc cumva pentru ea, o anticipează. Cei care nu au foarte multă experiență, cei care nu au trecut prin criza din 2008, 2009, 2010, când a fost crunt pentru toată România, cum ar trebui să se pregătească, neavând această experiență? Cei care nu au trecut prin criza ar trebui să aibă 14 ani, 20 de ani. Dar restul au trecut care nu toți, au trecut prin criză fiind antreprenor. Cam toți au resimțit. Noi nu am simțit că, mă rog, făcând soft pentru zona medicală și pentru cei de afară, chiar n-am avut. Mă gândesc la cei care acum au 30 de ani și au început o afacere. La 20 de ani nu aveau o afacere începută. Să-și amintească cum era prin 2008, când toată lumea spunea, este extraordinar, o să fie un paradis de acum, toate cresc. Și într-un an s-au dus toate la vale. Se întâmplă exact același lucru acum? Condițiile sunt, știți, atât de bine seamănă cu ce era atunci. Sfatul meu este... Atenție, dacă faceți credite, gândiți-vă bine că s-ar putea să rămâneți fără serviciu, salariile nu se vor mai micșora, dar s-ar putea să nu mai aveți de lucru tot timpul, 8 ore pe zi, ceea ce înseamnă că s-ar putea să vă scadă câștigurile. Atenție mare, cel puțin acum nu mai faceți credite. Trebuie să ținem cont și de inflație, trebuie să ținem cont și de robor, trebuie să ținem cont și de faptul că euro crește și nu prea se oprește, nu prea dă semnare că s-ar opri. Adică sunt foarte mulți factori care ar putea să contribuie la falimentul unei familii, ca să zic așa. Da, în perioade de creștere toată lumea cheltuie, există optimism și nimeni nu se gândește la că va veni și o vreme rea. Și nimeni nu se gândește să pună deoparte ceva pentru zile grele. În perioade de criză, oamenii nu mai cheltuie, sunt atenți, copiii care poate până atunci stăteau singuri încep să întoarcă să locuiască la părinți, că îi costă mai puțin. Eu asta sfătuiesc oamenii, să înceapă să aibă un comportament financiar mai calm, așa, nu mai cheltuiți, țineți-vă banii că nu se știe. Știu românii cum se face bugetul unei familii, domnule Crista? Au minime cunoștințe financiare? Așa, în general, e greu de spus. Dacă vorbim de o familie în care tatăl este un bețiv, despre ce buget să vorbim? Când se iau banii, el bea jumătate din ei și pe aia ce mai rămâne, care își cum apucă. De obicei, femeia este cea care face buget. Acolo, mai mult sau mai puțin. Nu, să știți că românii știu, numai că nu. Mulți, într-adevăr, își pun pe hârtie și spun la data de, am de dat rat atât. Mâncarea e nu știu cât, încălzire, curent. Ne mai putem permite să mergem la mall o singură dată, dacă și aia va fi și nu cheltuim mai mult de, nu știu, 50 de lei. Sau. Ori asta este buget. Poate mulți nu își pun pe hârtie, dar oamenii știu. Nu. Deci nu putem spune că... Deci dacă vorbim de cei care nu știu ce-i cu ei... Și noțiunea de buget, cred că nici nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta, dar marea majoritate a oamenilor sunt conștienți și știu. În lipsa autostrăzii, înțeleg că în această zonă a Moldovei, în Iași, cu predilecție, investițiile viitoare ar putea să fie tot în domeniul IT. Nu numai IT, de obicei, și, asta înseamnă... Și tot ce ține de acest domeniu, nu? Poate fi electronică, mecanică fină, și în IT, servicii informatici. Deci nu neapărat programe, ci gestionați servere de prin altă parte. Cam tot ce înseamnă servicii noi între noi sau produse care sunt mici și au valoare foarte mare. Cum spuneam, electronică, poate și în zona asta a medicinei se pot dezvolta spitale private. Nu în sensul că tot noi să ne ducem acolo, ci să vină ce se cheamă turism medical. Să vină din altă parte, pentru că aici clar i-ar costa mai puțin. Omul își plătește taxele în Anglia și la un moment dat primește o pensie. Primește acel pilon 2 sau 3, că ei le au și nu s-a atinge nimeni de ele. Și omul are niște bani și la un moment dat
are o boală sau trebuie să facă un tratament și constată că în Anglia îl costă foarte mult și fiind, bun, Anglia e Brexit, yes, da? Sunt Franța, sunt Spania, sunt și alte țări. Vine omul și aici îl costă la jumătate. Și asta poate fi o afacere bună. Ne bazăm în continuare pe faptul că forța de muncă în România este mai ieftină decât în alte state europene? Am să vă răspund dându-vă un exemplu din China. Mulți americani, știți că s-au dus, cam toată industria, tot ce înseamnă electronică, tot, au deschis fabrici în China. De ce? Că erau mai ieftini. Acum cu automatizarea și între timp crescând nivelul de trai în China, s-au cam scumpit. Și întreba lumea, de ce vă mai duceți acolo dacă au ajuns la preț care deja nu e neapărat comparabil cu America, dar deja nu prea e mare economie. Ei spuneau, da, dar eu acolo găsesc foarte mulți oameni calificați într-un singur loc. Chiar dacă sunt chinezi, nu știu nicio limbă străină, dar știu să fac niște chestii pe care la mine în America nu am cum să le fac, nu-i mai găsesc pe oamenii aia. Nu știu. Că să nu vă închipuiți că numai la noi nu vor să învețe. Acolo e mai rău în America. Este o criză la nivel mondial legată de forța de muncă. Și în alte state europene și chiar și în Statele Unite, cum spuneați dumneavoastră. Și spre ce ne îndreptăm totuși? Nu știu, încep să cred că oamenii se prostesc, nu mai vor să muncească, nu vor să înveți. Atunci să stea ca niște legume, să-și pună tuburi cu Coca-Cola, să uite la telefoane. Da, de ceva trebuie să trăim cu toții. La un moment dat se va întâmpla ceva. Nu, să știți că nu. Vine acum și robotizarea. Vom avea fabrici care vor face singuri tot. Atunci să vedeți oameni care nu fac nimic și care nu vor să fac și nu interesează nimic. Și cine susține supraviețuirea acestor roboții. Oameni? Deci nu vorbim acum. Peste 10 ani, 20 de ani, deci foarte aproape. Ei există deja, dar durează un pic așa până intră. Vom avea fabrici care vor produce singuri. Nu mai avem o grijă că murim de foame. Nu, asta au trecut anii aia. Deci v-am răspuns faptul că în Moldova încă se găsesc la un loc oameni nu neapărat calificați, suficient de deștepți încât potențial să învețe și să aibă cu cine lucra. Asta e, de fapt. Nu mai este salariu neapărat. El este mai mic, dar deja nu se mai compară cu țări de prin Asia. Credeți că în următorii ani vom avea o industrie care să funcționeze mai bine la Iași, să fie mai dezvoltată, o producție, cum spuneați dumneavoastră, cu piese mici? Noi avem o asemenea industrie, nu se vede. Mai dezvoltată decât atât, da, decât este da, momentul clar, acesta. Clar, se va dezvolta, e clar. Și dacă între timp va apărea acel om pe care îl așteptăm toți și să reușim să împrumutăm niște bani și din Japonia aia, de unde o fi, să facem autostradă, atunci cu adevărat vom avea industrie de la un capăt la altul și industrie grea și medie și industria de vârf. Suntem la final de emisiune și aș vrea să mai discutăm un singur aspect. Există o discrepanță între ceea ce furnizează mediul academic ca pregătire a absolvenților și ceea ce își dorește, ceea ce așteaptă mediul economic. În ultima perioadă au început cele două medii să se întâlnească, să discute, să găsească soluții împreună. Totuși nu sunt dintre cele mai fericite și nu foarte rapide aceste soluții. Unde ar trebui lucrat ca aceste soluții să fie rapide? Nu vor fi niciodată. În mediul academic totul este închistat. E o generație de oameni care s-au format prin anii 50-60 și care aia nu mai pot fi schimbați. Iar lucrurile în economia reală se schimbă atât de rapid că până să facă ei un curs, deja cursul ăla poate că a ieșit deja, nu mai interesant. Sunt câțiva care țin în mână și nu vor schimbări și de aia eu cred au rămas pur și simplu, universitățile au rămas anacronice. Și nu vorbim aici de universitate de limbi străine, că astea nu se schimbă. Vorbim de mai degrabă din zona politehnică. Și informatică și calculatoare, dar chiar și mecanică.
degeaba vorbim cu ei. Noi vorbim cu cei fiind calculatoare, vorbim cu ACEU și cu informatica. Și tot atâția oameni au 7.000 de motivi pentru care nu se poate. Motivi pentru care au început să apară școlile astea, școală informală de IT, care pur și simplu îi pregătesc pe oameni așa o calificare de asta medie și oamenii ăia, dacă intră într-o firmă, după aia, dacă vor, n-au decât să facă o facultate. Dar eu nu mă mai aștept facultățile să-și mărească numărul. Nu îi duci mintea, pur și simplu. Nu că nu îi duci mintea, că fiecare în parte nu îi deștepți. Dar e un sistem atât de insistat. Nu se găsește un consens, să înțeleg. Nu se ajunge la această înțelegere între cei de acolo. Dar nu vor. Acolo. Ce se găsește? Ar trebui să vrea. Nu există. Nu. Deci nu așteptați că nu va fi vreodată vreo schimbare din partea lor. Pur și simplu, eu luat tăvălugul și cam asta. Eu aș fi un picuț mai optimistă decât dumneavoastră și aș vrea să văd această înțelegere între cele două medii, pentru ca și tinerii să nu treacă printr-o facultate cu frustrarea că o fac doar pentru a avea o diplomă pe care să... Stați că nu învați așa de mult încât să fii și frustrați. Nu o să mai învaț acum, știți, vorbesc eu ci pe vremea mea. În niciun caz. Acum e lejeră școala. Un profesor tânăr de în zona asta IT, ca el să predea la universitate, ar trebui să fie plătit mai bine decât media. Pentru că altfel, el este plătit într-o firmă privată de 3, 4, 5 ori mai mult. De ce s-ar duce el să predea acolo? O să mai avem o întâlnire, domnule Cristian, în care să discutăm mai pendelete despre această problemă cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost astăzi la noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem ca de obicei vinerea viitoare. Coafura prezentatoarei a fost realizată de Dona Carina.